carte și am să spun așa că următoarea poveste este al lui Alexandru Lutici, pe care am să rog pe Alina să facem în așa fel încât să și vedeți. Și am să mut acest camul aici. Alexa a fost bună printre primii oameni care au participat în proiect și mă bucur tare, tare mult că a putut să fie în seara asta alături de noi, a pătut cale lungă de la Iași. Alexa a fost un exemplu de bucurie atunci când l-am cunoscut, o bucurie de care uitasem. Nu vă gândiți că am scris proiectul acesta doar pentru oameni, nu, m-a ajutat și pe mine, haideți să fim serioși, am învățat foarte multe de la oamenii pe care i-am cunoscut și după întâlnirea cu Alex, nu doar că am câștigat o lecție de viață, am câștigat un prieten, așa, în suflet. Și am să-l rog și pe Alex să spună de ce a dorit să participe în acest proiect și de ce a venit astăzi lângă noi. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru faptul că m-ai inclus în proiect. Îmi pare foarte bine că am ajuns să ne cunoaștem noi, între noi, cei din protagoniștii poveștilor, dar și să ajungem în fața oamenilor. Îți am pierzut cuvintele când ai atâtea priviri asupra ta. Azi mi-am scris în telefon povestea și când am ieșit, acum am dat seama că s-a șters pe cuvintea. Da, și sincer, am participat la proiect, la invitația ta, pentru că mi s-a părut, în primul rând, un proiect nobil din partea ta să dedici timpul pentru a crea un centru emoțional pentru consiliere sau emoțională, pentru că eu trecând prin povestea mea am întâlnit foarte mulți oameni dezorientați, oameni care ar fi avut nevoie de o vorbă bună pentru a putea depăși impasul respectiv și în momentul în care sau au nevoie de exemple de oameni care au trecut de greutăți mult mai mari ca să realizezi că, în realitate, problema ta e totuși mică. Eu nu am mobilitate de la umeri în jos, în urma unui accident în 2006, în Delta Dunării, la Sfântul Gheorghe, eram la festivalul de film, aveam 21 de ani. Eu am crescut în Delta, sunt turcean. Eram foarte implicat în acțiuni de biologie. De mic am fost într-un club de biologie. Am început să organizăm tabere de educație pentru copii. Veneau mulți în Delta. Era ceva foarte frumos. Eu eram un tip foarte activ. Mergeam cu cortul la mare, la munte. Și în momentul în care participam la multe evenimente în zonă, vă dați seama că în momentul în care am sărit din acea barcă, am plonjat în laguna aceea din Delta, noi inițial am verificat apa, dar am avut neșansa să mă lovesc de un banc de nisip. În momentul acela s-a produs o fractură cervicală care mi-a anulat instantaneu posibilitatea de a mișca de la umeri în jos. De acolo a urmat un scenariu de film adevărat, că am fost preluat cu o șalupă, cu ambulanță. Ulterior am fost adus până la țări, m-a luat o ambulanță terestră. De la Turcia am fost adus la București cu avionul, cu elicopterul. Și cam de acolo începe o altfel de poveste și povestea care mă leagă de Nicoleta, pentru că în momentul în care mi-am schimbat 180 de grade viața, am ajuns într-un alt univers, o altă dimensiune, nu știu ce să zic, că de la a fi activ, să mergi pe picioare, să poți face atât de multe lucruri și într-o secundă să nu mai ai capacitatea de a face lucrurile respective, cred că am destabilizează un pic lucrul acesta. Dar, probabil, au contat, sincer, acum contează foarte mult oamenii care trec prin viața ta
La mine a contat foarte mult, am stat în terapie intensivă 3 luni de zile conectat la ventilator mecanic. Prietenii m-au ajutat foarte mult, veneau, cum să zic, constant la mine, câțiva dintre ei sunt și aici. Și m-au, efectiv, văzându-i pe ei că erau pietrificați când mă vedeau, erau îngroziți de ce se întâmplă. Nu știu, eu simțeam nevoia să-i calmez eu pe ei cumva. Era oarecum de supărarea lor și încercam să intrăm în discuții, să le zâmbesc atât cât puteam, nu puteam să vorbesc, aveam un tub în gât aici, doar nu încercam să destind atmosfera, nu știu, poate, probabil ține și de natura fiecăruia. Eu m-am reușit să merg înainte căutând să depășesc fiecare moment greu, dar trebuie să recunosc că prezența lor a contat enorm, prezența familiei, prezența... Erau... După ce am ieșit din spital, au urmat vreo 2 ani în care am avut diverse complicații cu sistemul sanitar românesc, nu vreau să intru în detalii, dar m-au ținut în loc timp de 2 ani, timp în care am ajuns în urgență cumva cu colegii de la... Eu am avut accidentul după primul an de facultate de la geografie și s-au avut o mobilizare extraordinară, că au făcut campanii, concerte, tot felul de acțiuni ca să strângă bani să mă poată ajuta. Au spus și cadrele didactice din universitate că ei n-au mai văzut așa o solidarizare și o mobilizare pentru un coleg de-al lor și iarăși faptul că povești din acestea unesc oamenii, asta m-a făcut și să particip la proiectul tău, ca, nu știu, oameni, probleme mai mici să realizeze, sau pentru fiecare, nu știu, să-ți rupi un deget, poate să fie drama vieții tale, dar când vezi că altă persoană trece prin ceva mult mai greu, te mobilizează și poți să te bucuri de următoarele zile și să-ți vezi de familie și să poți să ai un parcurs frumos al vieții. Deci, strângând banii colegii mei în urma campaniilor, am putut să ajung în Germania și pot să zic că acolo de-abia am aflat și am realizat că poți merge înainte și în condiția aceasta. Poți să te bucuri de viață, poți să călătorești, poți să ai o prietenă, poți să faci o familie, poți să... Și când ți se spun lucrurile astea pe care nu ți s-au spus în România, parcă îți cresc un pic aripi așa și începi să ai încredere în tine. De asta spun, când cineva îți spune la momentul potrivit lucrurile precise care să te monteze, asta contează foarte mult. Și revenind din Tulcea, am revenit la Iași. Am căutat să mă înconjur de dispozitive adaptate și lucram. Fratele meu m-a găsit din America un dispozitiv care lucrez cu buzele. E un joystick cu care mișc mouse-ul pe monitor. Când trag aer, clic. Când suflu, e clic dreapta. Mut obiectele și... așa am început să scriu pe un blog din 2008 și am început să-mi scriu experiențele mele. Pe atunci netul abia era în dezvoltare, nu era atâta sursă de informare, nici eu nu prea aveam prea multe exemple cu persoane ca mine, pe unde mergeam prin spitală, pe la recuperare, eu eram cireașa adevărător, cel mai grav. Dar aveam capacitatea să, nu știu, să... Când îi vedeam pe unii care își mișcau mâinile și erau, nu știu, deprimați și zic, bă, băiatule, nu știi ce se întâmplă. Adică dacă aveam 2 mâini, da, acum și... Bine, nu e Babodanu, chiar așa, le spuneam. Exact. Din prima zi. Da. Încercam să le explic frumos că totuși au mult mai mult decât își imaginează și... să treacă peste supărări, că nu-i caz să intre în întuneric acum. Și
După ce am revenit la Iași, profesorii au fost foarte amabili și au adaptat programul pentru mine. Am început să scriu proiectele pe laptop, scriam literă cu literă, cu o tastatură virtuală pe monitor. Așa am reușit să termin un master în urmă, facultate în geografie, un master în turism și încercând să merg înainte cu facultatea și să-mi văd totuși de o viață activă, de o viață, să încerc să fiu, cum se spune, într-un fel, sunt cam același dinainte, sincer, numai că nu mișc de la în jos, un mic detaliu, dar în continuare ies, caut să urc în mașină, să merg, să călătoresc, simt că natura vindecă, sincer. Dacă vreodată sunteți supărați, deprimați, ieșiți în natură, primăvară, să vedeți florile, să ascultați păsările, să, nu știu, natura se regenerează în mareu și are puterea asta să, iar noi ar trebui și sunt convins că avem capacitatea să învățăm de la natură. Poate sună așa mai poetic, dar sincer, e terapeutică toată situația. Și, ok, revenind iarăși la proiectul Nicoletei, văzând că pot și vreau să merg înainte cu ideile mele, cu facultatea și cu masterul, am început să mă confrunt în noua mea situație de utilizator de scaun roulant cu situația, problema accesibilizărilor, problema percepției publicului, problema cu diverse probleme care sunt, bineînțeles, injuste și ai senzația că, adică eu cel puțin simt că vreau să mă implic și că vreau să fiu și eu la fel de naiv cum este și Nicoleta, să facem ceva în societatea asta. Și am înființat o asociație în 2010 și de atunci derulăm tot felul de mici proiecte pentru promovarea abilităților persoanelor cu dizabilități, pentru conștientizarea, șoferilor care parchează pe locurile special adaptate, pentru a strânge fonduri și să ajutăm situații dificile de copii cu Down pentru recuperare. Și în momentul de față suntem în faza în care vrem să derulăm cu primăria Iași, pentru că am ajuns, am avut ocazia să ajut de anul acesta în Barcelona și am văzut că este cel mai accesibilizat oraș din Europa, adică când am ajuns acolo am crezut că e ireal ce se întâmplă și mi se părea atât de firesc să-i văd pe ei că așa e normal, că la ei o rampă la trecerea de pietoni e cât lățimea trecerii de pietoni. La noi în Iași e jumătate de metru, nu ca pus ca unul prin rampa respectivă. Adică ce ar fi fost să fac o rampă mai generoasă? Sunt lucruri care aparent sunt banale, dar trebuie să le deschizi mintea autorităților și asta vrem să facem, să le spunem, să le deschidem ochii, să facă ceea ce trebuie. Văd tot mai deschiși primarul Iașiului. Văd că menționează Barcelona în discursurile lui, ceea ce mă încurajează să abordez problema mai de aproape cu el și să facem din Iași și eventual și din marile orașe și peste tot să se generalizeze lucrurile astea, pentru că unde vreau să ajung, aveam 21 de ani când am avut accidentul, eram plină putere, eram băiat super atletic, după munte și văslit prin delta, îmi plimbam prietenii cu barca pe Dunăre, se vedea așa ceva pe mine, un pic de constituție fizică generoasă. După 3 luni de terapie intensivă am cam pierdut totul, a rămas acolo, l-am dat de tot. Și realizez atunci că viața chiar e fragilă. Într-o secundă se poate întoarce tot universul. Și acum, ca să ajungem la
partea motivațională, chiar trebuie să priviți fiecare zi ca pe un dar. M-am descoperit și oricum dinainte eram așa o fire mai contemplativă, că urcam pe vârf de munte și stăteam înainte să plecăm și fotografiam mental toate peisajele, parcă era cumva predestinat pe toate peisajele care mi-au rămas imprimate în mintea mea, mă ajută acum să mă încarcă. Nu sunt supărat pe nimeni că am trecut prin accidentul ăsta, cât mă bucur câte am făcut înainte de a avea accident. Și după scriind pe blog mi-au scris foarte mulți. Deci eu eram printre primii, eu când am avut accidentul am crezut că sunt singurul care a făcut așa ceva. Și am zis că nu pot fi atât de mulți. Când m-am uzat la Felix și am văzut ce e acolo, bine, eu tot eram tot cel mai grav. Dar a fost incredibil. Și oameni derutați de busolați, diverse poturi sociale, care nu aveau ocazia să citească, să informeze. Acum poate dau detalii mai puțin confortabile. Ținea o sondă urinară câte 7 săptămâni, când aia se schimbă la 2 săptămâni. Deci știi chestii care, cum să spun, la noi nu există o educație civică în sensul ăsta, o educație sanitară, o educație. Și de asta am și participat la proiectul Nicolete, pentru că caut să scot la lumină în fața anumite probleme care mă confrunt. Din nou, revin la ideea că într-o secundă se poate schimba viața și... Nu e ok să te gândești acum, cunoscându-mă pe mine, că bă, și mie s-a putea să mi se... Dar e bine să prețuim ceea ce avem și să ne solidarizăm atunci când cineva strigă că are o problemă și că a fost ca voi și acum sunt în situația asta și am nevoie de sprijinul tuturor să susțină proiectele noastre ca să avem și noi o viață activă, să putem și noi să ne plimbăm pe stradă liniștiți, să nu... E foarte rău când se întreabă lumea de ce sau prejudecata mare este... Na, din prejudecățile legate de persoane cu dizabilități este că domnule, și trăiesc drama, nu preiesc din casă. Sunt toți... Ori dacă s-ar trezi toți în Barcelona cu dizabilitate din România, ar zbura pe străzi și s-ar duce în Barcelona și în Londra și în multe țări vestice unde există infrastructură, sunt foarte vizibile persoanele cu dizabilități. Și atunci, bine, e un întreg ecosistem aici, atunci persoanele cu dizabilități își doresc mai mult de la viață, își pot căuta chiar un loc de muncă, se integrează, nu ajung să stea pe seamă, pe spatele statului, cum își imaginează statul, că asta vor oameni. Nu, vrem să trăim și noi cât se poate de frumos, cât se poate de activ. Printre altele, cu joystick-ul cu care lucrez pe laptop, am învățat în toți anii ăștia să fac gratis. S-a angajat cu carte de muncă 8 ore pe zi la Societatea Ornitologică Română ca grafician. Deci se poate. Dacă... Adică, ce să spun, să... Repet, să susținem, să ne solidarizăm, să fim o societate mai unită și asta ar trebui să învățăm cu toții, să dăm o mână de ajutor acolo unde cineva se străduiește să schimbe ceva în societatea noastră și ieșiți în natură. Da. Așa de tot, poate pare așa utopic sau învisător că da, eu mulți spun, am mai întâlnit și persoane care au zis, da, am citit cartea sau am venit la lansare, dar mi se pare așa că parcă oamenii ăștia au niște super puteri și eu n-aș putea vreodată, adică mă uit la ei și mă întreb, dar oare ce mănâncă la micul dejun, adică n-aș putea vreodată să fac asta și de multe ori le spun,
că acești oameni sunt tot oameni și erau tot oameni și înainte și că oricare dintre noi pus într-o astfel de situație poate să aleagă către ce direcție să se îndrepte, cu zâmbete sau nu. Și chiar discutam cu Alex și numai la serii de la ea și am rămas cu ceva în minte că a tot insistat pentru că la casa de asigurări din Iași nu era rampă și a tot insistat să se facă una. Și mă gândeam că i-a ieșit și mă gândeam, pentru noi poate el spune că e un proiect mic, poate e o modestie sau nu vrem să ne lăudăm cu astfel de lucruri, că na, o să zică lumea că ne-am trezit și noi acum vorbim. Dar vă dați seama ce se întâmplă pentru o persoană cu dizabilități din mediul rural care ajunge în oraș și are nevoie de un card de sănătate și n-are cum să intre în clădirea aia, care n-are acces la laptop, care n-are acces la site, la telefon, la... Adică, totuși să faci ceva în circumstanțele în care ești, de care se pot folosi și ceilalți oameni, e foarte generos. Și poate nici nu știi care e impactul. Dar eu știu. Am trecut de latura soft de a le cere să fac o rampă sau ceva, am apelat direct la inspecția socială, s-a făcut anchetă la CSE, s-a... Eu n-am dat toate detaliile la vas. S-a constatat încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilități din 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, trebuie să fie... da, conform cu rampă. Și corespondența mea cu ei prin sesizări și reclamații durat vreo 2 ani, s-a schimbat un director la CSE și acum avem și rampă și parcare pentru persoane cu dizabilități. De ce nu am... La un moment dat ajungi să treci peste toate, scuze că vorbesc cu spatele. Peste toate ce le zice, lasă-mă, așa e la noi. Dar de ce am ajuns la reclamații? Pentru că mi-a ajuns cuțitul la os, cum ar veni. Am venit să depun un dosar pentru dispozitive medicale și nu mi s-a permis să intru în curtea instituției, deși nu avea o rampă și eu cunoșteam deja toate problemele. Un gardian cu țigară în curbă la cap în mașină la noi și zicea, nu vezi că aici parchează barosanii de la CSE. Și nu s-a mai putut. Adică am zis că trebuie să facem ceva și am mers pe... Și zic că asta e un lucru pe care îi încurajez pe oameni să nu treacă indiferență pe lângă nedreptățile care se întâmplă, pentru că indiferența asta costă pe termen. Adică trebuie să... La un moment dat, la Iulius Mall, toaleta persoanelor cu dizabilități era garderoba femeii de serviciu. Acolo avea toate soluțiile, cărpele și așa. Am făcut și acolo o sesizare, cât se poate de diplomată. Dacă ești agresiv și încurajezi și pe oameni să fie diplomați în sesizările lor. Și m-a sunat după 2 săptămâni directorul de la Iulius Mall și mi-a spus, vă mulțumim că ne-ați scris, că ne-ați semnat la problema, noi nu știm de situație, o să facem tot posibil să se remedieze. Deci, atunci când luăm atitudine, chiar există șanse să și remedieze ceva. Da, așa e, Alex. Și eu n-am intrat în toate detaliile, dar am bucur că tu ai făcut-o, n-am vrut să dau foarte mult din casă, i-am lăsat pe această posibilitate. Da, asta este o altă lecție importantă, să nu abandonăm armele cât suntem încă pe câmpul de luptă. Pentru că ne ducem, spunem odată, dacă am văzut că nu se rezolvă nimic, putem să trăim cu amărăciunea, păi ăștia oricum n-au făcut nimic, ce se mai bate în gura degeaba sau nu, și să suferim, să-i lăsăm și pe ceilalți să suferi. Și nu e vorba neapărat să arăți pe cineva cu degetul că face o nedreptate, ci e vorba să accesibilizezi accesul și deschiderea la minte a mai multor oameni. Și, bineînțeles, asta ne aduce și bucurie. Pentru că atunci când îți dai seama că ai ajutat pe cineva, dacă ești cât de cât în contact cu inima ta, trebuie să simți acolo, nu? Că s-a încălzit. Și sunt foarte bucuroasă că Alex a acceptat să participe în proiect și că a venit și la ea și aici. Și spunea Alex de ideea aceasta că atunci când luăm contact cu o poveste sau o persoană care a trecut prin ceva mai greu, devenim mai recunoscători. Și eu aveam ideea aceasta în cap când am pornit proiectul și de asta am și pornit acest proiect, să arăt lumii că da, nu suntem doar happy, happy, joy, joy pe social media, avem și greutăți și da, se poate și trece dincolo de ele, dar mai ales că și persoanele care au trecut prin dificultăți foarte mari
au o viață fericită în circumstanțele nou create. Și asta bea mie mi se pare esențial. Că, da, nu e vorba doar să mă bucur că eu sunt bine acum, neavând X, Y, Z problemă, ci că și dacă aș avea-o, nu dispare. Bucuria, deși pe moment este foarte greu sau va mai fi greu de acolo cât timp ne mai rămâne pe pământ, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne separăm de emoții pozitive sau de optimism sau de oamenii care ne înconjoară, să ne izolăm. Și mai și o persoană care a trecut prin momente foarte grele, Bianca.